Legea ucenicii și stagiului a trecut de Senatul României, informează Ministerul Muncii, este unul dintre punctele cele mai importante ale programului de guvernare pentru scăderea șomajului, mai ales în rândul persoanelor necalificate și are menirea de a susține activ mediul economic, se arată într-o informare a Ministerului Muncii. Astfel, angajatorul va primi 250 de euro lunar pentru fiecare persoană fără studii superioare, pe care acceptă să o formeze profesional la locul de muncă și 300 de euro pentru fiecare absolvent de studii superioare lunar. Sumele puse la dispoziția angajatorilor de statul român provin din programul operațional Capital Uman, adică din fonduri europene și nu afectează bugetul de stat, mai transmite Ministerul Muncii. Prețurile locuințelor din România își vor continua trendul ascendent, astfel că până la finele anului, acestea vor înregistra o creștere de 8-10% față de 2016, în timp ce prețul chiriilor din zonele urbane va înregistra un avans de 70% față de tariful mediu din anul precedent, arată o analiză realizată de o companie imobiliară. Președintele companiei imobiliare spune că programele guvernamentale și condițiile facile de creditare atrag cu precădere un număr mare de clienți aflați la prima tranzacție imobiliară. Astfel, odată cu cererea de pe piață a crescut și valoarea ofertelor. Pentru perioada următoare anticipăm un ritm de creștere mai accelerat, în linie cu tendințele europene, atât în zonele urbane cât și în cele periferice și în orașele mai mici. Potrivit analizei, căutările pentru o nouă tranzacție imobiliară încep în mediul online, accesările pentru cuvântul casă înregistrând în 2016 o creștere de 3,5 ori față de anul anterior. Miercuri 3 mai are loc proba scrisă la limba română din cadrul evaluării naționale de la finalul clasei a doua, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale, urmând proba la matematică și cea la limba maternă. În ceea ce privește evaluarea națională de la finalul clasei a șasea, aceasta va avea loc pe 10 și 11 mai, cu probele la limbă și comunicare, respectiv matematică și științe. Școlarii de clasa a doua au dat aceeași evaluare în perioada 10-14 aprilie, înainte de vacanța de primăvară. Este al patrulea an consecutiv în care elevii susțin aceste evaluări, rezultatele nu se trec în catalog, dar vor fi evaluate la nivelul fiecărei școli. Aceste evaluări au rolul de a scoate în evidență nivelul fiecărui elev, astfel încât să se cunoască unde are lipsuri și unde mai trebuie lucrat. Ordinul pentru calendarul evaluărilor a fost publicat în Monitorul Oficial pe 7 septembrie 2016. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că până la acest moment au fost depuse în cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2017 un număr de peste 601.000 cereri pentru o suprafață de peste 3.462.500,35 de hectare. Reamintim că cererile unice de plată aferente campaniei 2017 se depun la sediile APIA, județene sau locale în intervalul 1 martie-15 mai 2017. Adresăm rugămintea potențială lor beneficiari ai sprijinului financiar să respecte programările realizate de instituția noastră, iar cei care nu au reușit să se prezinte la data programată să contacteze Centrul Județean Local APIA. Sprijinul financiar aferent campaniei 2017 este finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Vremea va fi caldă miercuri 3 mai în toată țara, maximele vor trece de 28 de grade Celsius atât la câmpie cât și în zonele de deal, însă după prânz vor crește șansele de averse cu tunete și fulgere, în special în vest, nord-vest și la munte, precum și pe suprafețe mai mici din centrul și nord-estul țării. Vremea instabilă va fi prezentă și în perioada următoare, mai ales în jumătate de vest a țării. Ploile torențiale vor mai apărea local și în zonele centrale și doar trecător în rest. În timpul ploilor se va intensifica și vântul. În zilele următoare, noaptea, vor fi cel puțin 10 grade Celsius și doar sâmbătă se vor înregistra maxime sub 25 de grade Celsius. Vineri după amiază va ploua în averse cu tunete și fulgere, dar și sâmbătă sunt condiții de ploi de vară de scurtă durată.